Asistații sociali din Buzău vor fi nevoiți să muncească 5 ore pe săptămână dacă vor să mai primească venitul minim garantat. Astfel, ei vor fi puși să curețe străzile, piețele, parcurile ori cimitirele din oraș. La muncă vor fi scoși și beneficiarii adăpostului de zi și de noapte al primăriei. Măsura îi vizează pe cei apți de muncă, aceștia urmând să muncească în folosul comunității tot câte 5 ore pe săptămână de luni până vineri. Persoanele apte de muncă constatate din punct de vedere medical, care nu au venituri pentru șederea în centru, sunt obligate să presteze un număr de 5 ore de muncă în folosul comunității. Persoanele care au venituri plătesc 30% din veniturile pe care le obțin. Dacă beneficiarii apți de muncă adăpostului de zi și de noapte al primăriei refuză să presteze muncă în folosul comunității, ei riscă să fie dați afară din centru. Cei care nu se prezintă și au două absențe nemotivate la muncă în folosul comunității, sunt dați afară din centru. Deci ei sunt considerate. Nu are nicio legătură una cu alta. În momentul de față, în evidențele primăriei Buzău, sunt 258 de persoane care beneficiază de venitul minim garantat.